Stimați jurnaliști, vreau să informez prin intermediul dumneavoastră cetățenii Republicii Moldova cu privire la scrisoarea pe care am trimis-o pe data de 9 noiembrie excelenței sale domnului secretar general al Alianței Nord-Atlantice. Excelență, în contextul discuțiilor actuale cu privire la revitalizarea tratatului privind forțele convenționale din Europa și pregătirile pentru summitul OSCE de la Astana, mă adresez dumneavoastră în legătură cu un subiect de extremă importanță pentru securitatea și viitorul Republicii Moldova, și anume cel al retragerii trupelor ruse de pe teritoriul statului nostru. Deși au trecut aproape 20 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova și Federația Rusă s-a angajat atât pe plan bilateral cât și multilateral, de exemplu, summitul OSCE de la Istanbul din anul 1999, să-și retragă formațiunile militare de pe teritoriul statului nostru, acestea continuă să se afle în raioane de est ale Republicii Moldova, violând normele de drept internațional și Constituția Republicii Moldova. Forțe interzise dezlocate pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv trupele și munițiile, ca un stat independent recunoscut în lume. Trupele ruse pe teritoriul statului nostru nu sunt doar o sursă permanentă de pericol la adresa securității Republicii Moldova, dar și de alimentarea separatismului transnistrian, dat fiind faptul că liderii separatiști de la Tiraspol văd în prezența trupelor ruse dislocate în regiune un suport moral, politic și material în acțiunile lor. În consecință, trupele ruse pe teritoriul Republicii Moldova subminează grav eforturile comunității internaționale orientate spre reglementarea conflictului pe cale pașnică. Ar fi regretabil, în cadrul discuțiilor purtate la Viena și Bruxelles, privind revitalizarea tratatului privind forțele convenționale din Europa, să se încerce, în ghilimele, salvarea acestui document important pentru securitatea europeană, trecându-se cu vederea îndeplinirea de către Federația Rusă angajamentelor sale de la Istanbul cu privire la Republica Moldova. Revitalizarea tratatului amintit nu se poate face cu acest preț și vă solicit sprijinul pentru a nu admite o asemenea nedreptate față de statul meu. Ideea de a prezenta, în ghilimele, principiul acceptului statului gazdă, drept o substituire în textul tratatului privind forțele convenționale din Europa, angajamentelor luate de Federația Rusă la Istanbul în privința retragerii trupelor ruse din Republica Moldova nu este convingătoare. Acest principiu nu este unul nou. El, conținându-se și în textul tratatului privind forțele convenționale din Europa, adaptat. Mai mult, el se conține și în codul de conduită al OSCE privind aspectele politico-militare ale securității. Și acest lucru nu a împiedicat Rusia să-și mențină trupele ilegal în așa zisă Republică Transnistria. La Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă trupele într-o perioadă concretă de timp, pe când principiul acceptului statului gazdă nu presupune retragerea trupelor, ci aflarea lor în Transnistria cu acordul statului gazdă. În consecință, principiul acceptului statului gazdă poate deveni o pârghie de șantaj în mâinile Federației Ruse în relațiile cu Republica Moldova. Federația Rusă va putea șantaja Republica Moldova în sensul că, dacă aceasta nu-și de acordul său pentru prezența militară rusă în Transnistria, atunci Rusiei nu-i rămâne altceva de făcut decât să recunoască Transnistria pentru a obține principiul acceptului statului gazdă de la pretinsa Republică Moldovenească Transnistriană. Amintim că în prezent Moscova susține că nu are nevoie de acordul Georgiei pentru a-și menține trupele în Abhazia și Osetia de Sud, pentru că are acordul acestor două entități nerecunoscute. În sfârșit, Rusia va continua să susțină că, dat fiind faptul că principiul acceptului statului gazdă se conține într-un tratat care se referă la armamentele convenționale, principiul amintit nu se referă la trupele ruse dislocate în Transnistria, pentru că acolo nu mai sunt arme convenționale.
Mi-exprim speranța că în cadrul negocierilor actuale, privind regimul de control al armamentelor, poziția Republicii Moldova, privind prezența ilegală a trupelor ruse pe teritoriul său, și anume retragerea imediată, ordonată și completă a trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, va fi auzită și luată în seamă de către statele parte la tratatul privind forțele convenționale din Europa. Altfel, ratificarea acestui tratat, chiar și revitalizat, va fi problematică. Excelență, pornind de la cele menționate mai sus, solicit susținerea dumneavoastră pentru cauza statului nostru care dorește să trăiască fără trupe străine pe teritoriul său în pace și liniște. Sunt ferm convins că retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova va crea premizele necesare pentru reglementarea conflictului transnistrian pe cale pașnică și va contribui inclusiv la consolidarea stabilității și securității în regiune. Chișinău, 9 noiembrie 2010. Mulțumesc!